Bun găsit, atenție, avalanșă în PSD, cad capete în ședința Comitetului Executiv. Șerban Nicolae a rămas fără toate funcțiile deținute și a rămas un simplu membru de partid. Pe sursă, în locul său la șefia Comisiei Juridice, a urmat să fie numit Robert Cazanciuc. Nici pentru Nicolae Bacalbaș, cel care a fost protagonistul unor scene bizare ieri în plenul Parlamentului, nu par să vină vremuri prea bune. Acesta ar fi suspendat, pe surse, timp de 6 luni în partid. Adrian Păsărin vine cu mai multe informații. Adrian, ce se mai știe? Mai pleacă cineva? Mai e dată vreunul afară? Bun găsit, trebuie să spunem că în urmă cu doar câteva momente s-a încheiat ședința Comitetului Executiv, așadar vom avea și declarații de la președintele PSD, Liviu Dragnea. Până atunci, ceea ce se știe este că au fost luate măsuri destul de dure astăzi în ședința Comitetului Executiv în ceea ce privește pe cei doi membri puși în discuție. Astăzi vorbim de Șerban Nicolae, care a pierdut toate funcțiile pe care le deținea la Senat. Vorbim de funcția de președinte al Comisiei Juridice, dar și de funcția de lider de grup al Social-Democraților. Deocamdată știm că în funcția de lider de grup a fost numit Mihai Fifor. Această informație ne-a fost confirmată chiar de Mihai Fifor, care a ieșit acum de la ședința Comitetului Executiv și care a spus că pentru domnia sa nu este un lucru nou, având în vedere că a mai deținut această funcție în legislatura trecută și a avut un mandat destul de bun de lider de grup, deci practic își reia o funcție mai veche. La conducerea Comisiei Juridice se pare că va fi fostul ministru al Justiției, Robert Cazanciuc. Robert Cazanciuc înlocuiește pe Șerban Nicolae la conducerea Comisiei Juridice, așadar. Până acum, Robert Cazanciuc era simplu membru al Comisiei Juridice. Vom vedea care va fi acum colaborarea dintre cei doi. În ceea ce îl privește pe deputatul Bacalbașa, acesta se pare că a fost sancționat cu suspendarea din partid. Vorbim despre o sancțiune care nu are neapărat consecințe concrete, în sensul că acesta rămâne în continuare parlamentar, își va continua activitatea de parlamentar, însă a fost sancționat politic printr-o suspendare din grupul PSD. Îți mulțumesc pentru aceste informații, vă prezintă și invitații cu care comentăm pentru început pe această temă. Alături de mine, domnie Dan Bucura, jurnalist PS News, Dan Vulceanu, deputat PNL, Gelu Vișan, secretar executiv PMP și ni se va alătura și avocatul Florin Constantin Durgheu. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, că sunteți aici. Domnule Vișan, ne aducem aminte, dacă e vorba de domnul Bacalbaș, a făcut ieri cuplu cu domnul Bichineț de la dumneavoastră din partid. Zicea ceva de rozeta de Vaslui, se ia în calcul și sancționarea domnului Bichineț? Nu cred, nu. Și nu știu ce... cum să vă spun. În primul rând că domnul Bacalbaș ar fi trebuit să își ceară scuze și în al doilea rând era o problemă a Parlamentului, a calității domniei sale de parlamentar. Acum, vedeți, ceea ce se întâmplă la PSD în momentul ăsta are 3 coordonate. Prima, Dragnea este în stare, la ora la care discutăm, să se autosancționeze, să se spânzure, să facă orice, să-și trimită partidul tot în pușcărie, doar să scape de procesele cu Teldrumul și cu complexul de porci. Păi ce treabă are cu partidul? Cine? Domnul Dragnea, Nu, ascultați-mă. Și Teldrumul? Da. Domnul Dragnea face aranjamente cu sistemul, cu doamna Chioveși, cu înșe, de foarte mult timp. Ultimul ara. Da, avem probele ceea ce se întâmplă. Da? Am vorbit și vedem ceea ce se întâmplă. Ca așa se întâmplă multe lucruri. Nu. Păi, tocmai de aceea. El este în stare să sacrifice orice. Toți știm că Teldrumul e al lui Dragnea. Toți. Toată România știe lucrul ăsta. Da? Păi n-are voie. Numai că DNA-ul are dosarul acolo și îl ține de ani mulți. Îl ține bine. Nu, știe, are și dovezi. Are tot DNA-ul. Chioveși are tot despre Teldrumul și despre Dragnea. Tot. Da? Numai ce am spus noi în spațiul public, numai ce reclamații au venit de la Teleorman, numai lucrările de sute de milioane de euro în Teleorman și în toată țara cu Teldrumul. Deci toată lumea știe că Teldrumul e al Dragnea. Poate e în lucru. Nu, doamna, haideți că nu știm. Nu, suntem la televizor să păcălim lumea? Nu. Oamenii în Teleorman ne ascultă. Ei știu. Dați, duceți-vă pe acolo cu camera ascunsă și întrebați-i. Nu există cetățean din Teleorman să nu știe că Teldrumul e al Dragnea. Ca și complexul de porci, care e al Dragnea de
De la început. Da, numai pentru că, faptul că anume DNA-ul nu-l cercetează, exact, din motive pe care nu le cunoaște, aici nu avem niște motivele sunt că trebuie să controleze PSD-ul. Da? Sistemul DNA-ul trebuie să controleze PSD-ul. Ori din punctul acesta de vedere, Dragnea a convenit declarația lui Bacalbașa, i-a căzut ca mânușe. De ce? Arată că are forță în interiorul partidului. Nu putea să-l dea afară pe Șerban, că totuși președintele Comisiei Juridice. În schimb, a încălcat Constituția cu subiect și predicat, sancționându-l pe Șerban. De ce? Pentru că în Constituție spune că votul nu este imperativ. Da? El și-a dat stenogramele astăzi pe surse, Dragnea. De unde au apărut? Are cineva tupeu un PSD să dea la presă stenogramele din ședință? Nu, doar Liviu Dragnea. Domnule Șerban, ți-am cerut eu să faci amendamentele? Nu. Domnule Șerban, mă avantajează pe mine această lege? Nu. Ia du-te tu, domnule Șerban, acasă și aduce în direct ofițerul Cazanciuc, pe domnul ofițer. Deci în momentul ăsta sistemul... Adică ofițer? Ofițer, domnul, așa-mi place mie să spun, este la... Așa îi spuneți ofițer, cum da, îi spune priva domnul ofițer Cazanciuc. Da, așa îi spun eu, domnul ofițer, ce e vreo problemă? Păi nu știu, îmi place să spun așa, domnul ofițer Cazanciuc. Deci din punctul ăsta de vedere, bănuiesc că a făcut armata și ofițer. Domnul ofițer Cazanciuc, în acest moment, a fost numit de sistem acolo, direct, ca să rezolve problema de la Comisia Juridică. Și cine mai dă vreun telefon la Comisia Juridică sau cine se duce în Comisia Juridică să nu mai ia domnul Șerban Nicolae pe doamna procuror să-i spună: doamnă, cine v-a invitat? Că de atunci s-a supărat doamna Chiovei și pe el și cu domnul Lazar. Doamnă, cine te-a invitat aici? Da, ia ești dumneata afară că ești la Parlament. A, și-a zis Dragnea. Bun, finalul însă va fi nu un bumerang, va fi catastrofal pentru Dragnea. Bine, pentru România e catastrofă, pentru că în momentul ăsta sistemul și-l pune pe bușoi. Președinte, las... Care sistem? Sistemul solar. Sistemul, păi nu știu, adică... domnul, habar n-am, domnul Vâlceanu ne va spune că acolo încă n-au fost alegeri. Nu, s-au încheiat alegerile. Eu le-am anunțat de 6 luni de zile cu rezultat închis. S-a retras domnul Bușoi. Nu, Bușoi, toți, a toată lumea a spus, nu, domnule, asta iarnă zicea ceva, vorbește Vișan, nu știu ce. Nu, Bușoi, președinte. Ori, cu USR-ul e rezolvat de mult, adică sunt ai lor. Din punctul ăsta de vedere, vedem că, de fapt, politicul din România, prin liderii foarte slabi pe care îi are, exceptându-l pe Traian Băsescu, și spun lucrul acesta răspicat, nu că sunt în Partidul Mișcarea Populară, pentru că e singurul care mai are voce, cât o mai avea, da? Că și pe la PMP sunt niște chestiuni așa. La PMP nu poate să-l schimbe mai pe domnul președinte. Mai se duce unul și dă cu ciocanelul la picior așa și zice: știți, dumneavoastră, aveți vreo 65 de ani, am venit noi, hashtag rezist, noua generație, vrem să ducem partidul în PNL și gata. Da? Deci din punctul ăsta de vedere, și rezolvăm cu toată politica din România, adică singurul om care mai are voce, zice, domnule, din punctul ăsta de vedere, însă Dragnea pică într-o capcană. Pentru că vor urma, și te ține, o spun la noastră în emisiune, mulțumesc pentru invitație, n-am fost invitat de mult la B1, am avut gura cam mare în ultima vreme și... Bun, nu, ăsta e motivul, vă dați seama. Dumneavoastră m-ați invitat tot timpul. Noi vă invităm oricând cu plăcere. Vă mulțumesc. Deci din punctul ăsta de vedere, și cu asta am încheiat scurta mea analiză, ca un om care sunt implicat în politică, vor urma niște chemări pe la DNA, de la PSD, cu inculpări cu tot, iar responsabil va fi Dragnea. Pentru că el a dat drumul la câini. De la DNA, de la SRI, de la... Vă zice DNA-ul nostru? Vorbesc, doamnă, știți cum vorbesc, mai rău ca la dumneavoastră la televiziune. Doamnă, știți cum vorbesc? Foarte tare, dacă vă zice DNA-ul. Doamnă, încă o dată, să știți, dacă v-aș arăta, doamne ferește, știți, să-i bagăm la necas, că îi spun la sfârșit, știți, să nu spuneți că de la mine știți. Bun, oamenii vorbesc, suntem în democrație și oamenii vorbesc. Ori faptul că în momentul ăsta Dragnea... Bun, e ok, s-ar putea ca Șerban Nicolae să fi greșit, ca amendamentele lui să fi fost proaste. Dar în momentul în care încalci Constituția și spui votul tău este imperativ, ca așa am vrut eu, fără să iei o decizie în acest sens, atenție, la seama ce măgărie a făcut acest pitic, acest cățeluș de Teleorman. În interiorul partidului, pe cățeluși. Vă spun de ce e cățeluși. Pentru că i-a băgat un belciug în nas sau o zgar de la gât cu colții așa și trage Chiovei și de ea. E o jignire și mai mult. Nu e nicio jignire. Asta e. Doamne, vă spun, el n-a hotărât în interiorul partidului cum se hotărăște interiorul tot partidului. Doamne, asta e poziția noastră. Nu. Dacă ieșea bine, mersi, da? Doamne, a ieșit. A făcut exact ca la OG13. El a fugit, l-a lăsat pe Iordache. Cât o să-i mai meargă șmecheria asta de Teleorman? Aici, într-adevăr, e un dublu limbaj pe care mulți l-au observat, dar ce iese efectiv lui Liviu Dragnea din modificările pe care le-a făcut azi? Era poate greu de controlat domnul Șerban Nicolae acolo în comisie, că vine legea grațierii la comisia de la Camera Deputaților și acolo e un alt domn foarte vocal, domnul Nicolicea.
Cătălina, nu există cineva prea vocal sau mai pe tiparul lui Liviu Dragnea în ultima vreme. El trăiește o agitație, o dramă probabil internă, habar n-am. Și e ca personajele acestea din filmele astea SF se dedublează. Azi râde, mâine plânge, azi tăvălește, mâine îi mângâie pe cap. Adică să ne amintim că până la urmă acum personajele de tipul Șerban Nicolae, primarul Chirica și alții devin până la urmă personaje simpatice prin simplu fapt că trec prin eu știu, rașpila asta, prin furcile lui Liviu Dragnea. Despre asta e vorba. Mie în momentul ăsta credem, mi-e simpatic Șerban Nicolae cu toate lucrurile care le-au contestat unii și alții, domne, că a făcut niște lești căloase, că nu știu ce. Dom'le, dacă se mai strâng încă 10, 20, 100, cât o rezista în PSD-ul ăsta? Că și aici e o discuție. Cât mai suportă să-i tăvălească liderul absolut sau, nu știu, acest Kim Jong-un al PSD-ului. În momentul ăla, până atunci, oamenii ăștia au o singură șansă, să strângă rândurile. Dar vedeți că ce e interesant, eu nu pot să uit replica aia, e fascinant, am spus-o de câte ori am avut ocazia, am rămas, o ascultam aici în direct la emisiune și am rămas cu ea în minte, fascinantă, că nu ai voie să ai păreri decât în baie în PSD. Vă dați seama, oamenii ăștia trebuie să facă un mic partiduleț sau o aripă dizidentă care să spună, nume, rupem lanțurile și putem să vorbim și în altă parte decât în baie. E fascinant ce se întâmplă, nu? Dar mi se pare foarte corectă teoria domnului Vișan cu aceste încercări disperate ale lui Liviu Dragnea de parcă ar vrea să rezolve ceva personal cu sistemul, mult mai intim și mai discret decât grațieri, schimbări de legislație și așa mai departe. Inclusiv discursul, dacă ne amintim. El a avut un discurs violent împotriva statului de drept, s-a poziționat alături de Tăricianu, s-au luat de braț și au zis, mama lor, dăm cu ei de pământ. Acum de luni de zile încoace, Dragnea e mult mai puțin vocal. Să ne amintim, a rămas singur Tăricianu. Și cum e, stăm amândoi pe marginea prăpastiei la trei sărim și lăsăm pe ăla să sară, s-a julit, e nasol, vedem înapoi. Cam asta face Dragnea. Adică el speră că va rezolva, hai să fim sinceri, el speră că își va rezolva în raport cu statul de drept niște probleme sau va obține un statut pe care din experiențele trecute ar fi putut să învețe că nimeni nu l-a obținut. Nu l-a avut Traian Băsescu, nu l-a avut liderii din PNL, nimeni n-a reușit să o dea la pace, cum ar spune românul, cu sistemul. De ce crede Dragnea că va fi el alesul și că lui orice promisiune îi se va da, îi va ieși? Nu știu. Cert este că în consecință, partea proastă este că riscă să dea de pământ și cu partidul, ceea ce până la urmă oamenii așa asumă, e treaba lor, dacă mai fac front comun în spatele acestui personaj și merg unde merg, o prăbușire electorală, dar să nu dea de pământ și cu România, asta e problema. Pentru că, vedeți, noi suntem canalizați acum numai pe niște subiecte, niște baloane de astea de săpun, le comentăm cu niște proiecte de-a dreptul halucinante, nu știu, cu impozitarea gospodăriilor. Nici n-am reușit până la urmă să înțelegem impozitul cum e cu gospodăriile, cum nu e, cu legile astea ale grațierii și așa mai departe, dar lucruri pragmatice aplicate în care să vedem cum crește economia, cum luăm fondurile alea, că înțeleg că e zero absorpție, a spus-o tot un membru PSD și așa mai departe, zero, n-am aflat nimic. Ni s-a alăturat domnul avocat Durgheu. Domnul avocat, dacă e să luăm în calcul într-adevăr teoria asta, speriem când ne gândim. Dacă e un interes din asta al unor politicieni să facă frumos, să nu fie chemați pe la DNA, că tocmai ce spunea domnul Vișan, că cine știe, poate vede niște băieți de la PSD în perioada următoare pe acolo. Eu nu cred că DNA-ul citează pe cei care se poartă urât. Și dacă te porți frumos, automat nu te citează.